Bună ziua, dragi Wise Leader, și bine ați venit la seria de interviuri speciale pe care v-am promis-o la început de an. Am promis că o să aducem în fața voastră oameni care au dus performanța la cu totul alt nivel față de ce facem poate mulți dintre noi zi de zi. Am promis că o să aducem oameni de la care să ne inspirăm și de la care să învățăm ce înseamnă performanță cu adevărat și cum putem să aducem asta în viața noastră, să nu mai fugim de ea, să facem lucrurile să se întâmple, să ne materializăm viziunea și să nu mai rămâne doar la nivel de dorință. Și mi-am dorit din suflet să începem seria aceasta cu o persoană pe care eu apreciez și o admir mult, care mi-a schimbat perspectiva despre performanță în copilărie și nu numai, mie și multor milioane de oameni din țara asta și de pe globul acesta. Și mi-am dorit să vină ea ca și prim invitat, pentru că eu consider că ea e o persoană autentică și pur și simplu naturală și curajoasă, curajoasă să aleagă pentru sufletul ei. Și rezonez mult cu aceste valori și rezonez mult cu faptul că e un lider care știe care e drumul ei și știe încotro să meargă, care nu renunță decât atunci când e înțelept să renunți. Nu-i mai fac descrierea de CV, pentru că știe toată lumea și știți deja despre cine e vorba. Știți că e medaliată olimpică, mondială, europeană și așa mai departe. Știți că a adus recorduri peste recorduri. Știți că ne-a umplut inima de bucurie și de recunoștință în momentul în care a bifat pas cu pas în cariera ei rezultate frumoase. Așa că, draga mea, Larisa, povestim cu Larisa Iordache astăzi și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația și că ai venit la o poveste cu noi și că îmi lași să intrăm în spațiul tău să furăm un picuț din ceea ce înseamnă viața ta de performer. Așa că bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, cu cel mai mare drag, povestim despre absolut orice. Îți mulțumesc, mi-a plăcut toată discuția cu tine și de până acum. Ai fost super deschisă și am apreciat asta și naturală și puțin știu în momentul în care ajung la anumite rezultate să-și păstreze acea autenticitate și naturalețe, așa că apreciez mult deschiderea ta. Mulțumesc mult! Bine, cred că asta ulterior înveți, indiferent la orice nivel ajungi, cred că să rămâi cum îți place ție sau să fii cum îți place ție. Cred că fiecare, este vorba de alegeri în general și fiecare facem alegerea asta. Iar eu am învățat asta de la mama și chiar încerc să păstrez această valoare pentru că chiar e faină și pot să câștig foarte mult, pot să câștig foarte mulți oameni super frumoși. Frumoasă moștenire de la mama ta. O apreciez foarte mult. Apreciez foarte mult valoarea asta. Draga mea, ca să nu încep cu varianta clasică a unui interviu despre cine e Larisa Iordache, pentru că asta am văzut din multe perspective și în multe colțuri, aș vrea să te întreb pentru tine, așa, pentru Larisa autentică, cea de azi, dacă ar fi să te gândești la trei aspecte care îți umplu sufletul de bucurie, de împlinire, care ar fi acelea? Ce te împlinește azi pe tine cel mai mult? Cel mai mult mă împlinește, în primul rând, familia, pentru că sunt o familistă convinsă și ador momentele petrecute cu familia, când mâncăm împreună, când glumim, când ne distrăm, când suntem supărați, nu contează să fim împreună, pentru că simți căldura respectivă de fiecare. Pentru fiecare om ar trebui să conteze acest lucru, pentru că sufletul trebuie să fie tot timpul liniștit și mângâiat. Al doilea aspect, cred că ar fi mulțumirea de sine în tot ceea ce faci, indiferent prin acțiunile tale, prin cuvintele tale, prin tot ceea ce ești tu în general. Și al treilea aspect, cred că să fii sincer. Sinceritatea te duce, din punctul meu de vedere, foarte mulți oameni spun că pierzi prin acest aspect, că ești sincer și că îți pui părerea verde în față, să zic așa. Dar eu consider că poți să câștigi foarte mult pentru că tu poți să rămâi un om cerebral și cu coloană vertebrală super dreaptă și atunci nu ai nimic de pierdut. Iar acesta este unul dintre aspectele care pe mine mă îndrumă să am o viață corectă și echilibrată în general. Ce frumos ai zis, cu sufletul mângâiat
și ce puțin știm să facem asta. Mi-a rămas. Te-am ascultat și după ce ai zis, dar mi-a rămas pentru partea respectivă. Mi se pare că atât de puțin știm să stăm să vedem în primul rând ce ne mângâie sufletul și să alegem pentru noi partea asta. Cred că și eu am fost în ipostaza asta. Cred că ne este frică să fim lăsați sau să ne lăsăm să fim mângâiați sau alintați. Pentru că noi, în general, ne obișnuim foarte repede cu binele și probabil frica aceea de a nu ne obișnui cu binele pentru că urmează, așa e viața, trebuie să trecem și prin greu câteodată ca să putem să înțelegem despre ce este vorba. Dar cred că frica aceea de sunt bine, sunt fericit, sunt ok acum, dar totuși trebuie să pun mâna la treabă, pentru că nu pot să stau așa toată viața. Într-adevăr, trebuie să faci un echilibru din toate aceste sentimente pentru a putea să devii un om echilibrat. Cam ăsta este drumul meu în viață, cred eu, și am descoperit că a fi echilibrat contează foarte mult și a realiza toate aspectele de genul încât să fii bine, dar să și pui osul la treabă și să ai un aport al vieții super productiv. Că despre asta cred că așa funcționăm, cred că cu toții, atunci când vedem productivitatea în viața noastră. Ce interesant. Când te uiți la un performer, la un sportiv de performanță, echilibru, nu știu dacă e primul cuvânt care îți trece prin minte, cel puțin din afară, că tu nu știi cum a trăit omul și cum și-a Da. menținut el echilibru și ce a făcut. Eu cred că pentru a atinge performanța e nevoie de un echilibru, că altfel n-ai cum să o atingi. Dar nu-ți trece prin minte și ai zis că fix asta crezi că te-a ajutat cel mai mult și că te ajută cel mai mult să atingi performanța. Da, cred că mă ajută. Bine, am descoperit și eu asta de când m-am retras din gimnastică în 2021, pentru că a trebuit să fac tranziția de la sportiv de performanță la om normal, pentru că nu mă mai dădeam peste cap, numai 20 de ani trăind într-un domeniu și având un stil de viață, doar un stil de viață anume. Și gândind doar pe nișa respectivă, pentru că atunci când faci performanță și vrei să faci performanță cu adevărat, trebuie să fii doar acolo și să nu te sustragă sau să te atragă altceva, pentru că altfel îți pierzi cumva echilibru, dar că tu nu-ți dai seama de asta, pentru că vrem să spunem, ai, lasă că trecem cu vederea de data asta, dar nu trebuie să faci asta. Și am învățat despre echilibru emoțional, pentru că este foarte important, cât și cel psihic, în momentul în care m-am retras. A trebuit să gândesc diferit, a trebuit să îmi fac o tranziție rapidă și să mă adaptez foarte, foarte rapid la ceea ce vreau eu să trăiesc în continuare. Sunt momente când mă întorc în timp și mă întorc la momentele fericite, pentru că așa cred că este mentalitatea noastră, să ne întoarcem acolo unde ne-a fost bine. Dar cu atât mai mult încerc să mă trezesc rapid și să îmi spun, ok, a fost un capitol din viața ta, trebuie să treci mai departe pentru că poți să faci și alte lucruri. Pentru că un sportiv de performanță, în momentul în care face atâția ani sportul respectiv, simte că nu poate să facă nimic altceva sau consideră că nu poate să facă nimic altceva și nu este bun la nimic altceva. Și cred că de asta unii dintre noi stagnăm și ne oprim ceva ani până ne dăm seama cine suntem din nou. Pentru că nu ne mai identificăm, practic. Însă, în momentul în care îți iei o perioadă de timp și te înțelegi, vezi ce-ți place, vezi ce nu-ți place, exact, încerci să le pui în balanță și atunci ușor, ușor îți dai seama despre ce este vorba și cum vrei să fii tu. Este foarte grea misiunea asta, este foarte grea, dar nu este imposibilă. Așa e. Și puțin rămân în această tranziție de la un nivel la celălalt, știi? Pentru că practic e evoluție, dar când trecem de la un nivel la celălalt, e ceață, că ai dezmembrat puzzle-ul și trebuie să le refaci într-o formă Exact. care servește mai mult.
Și sunt foarte multe persoane, pentru că nu e ușor, care renunță și se duc înapoi, la un nivel la care nu mai rezonează, nu se mai regăsesc 100%, dar îl știu, îl cunosc și cumva rămân acolo. Foarte Da, interesant. așa este. Mi-ai anticipat multe din întrebări, dar e foarte bine construit, genial. Super. Zi-mi, te rog, în perioada, nu, general vorbind, ce te ajută pe tine cel mai mult să-ți menții și să atingi performanța continuu? Dacă ar fi să te uiți la esență, ok, ai zis echilibru, care mi se pare genial, ce altceva te-a mai ajutat ca să te menții acolo? Cred că perseverența, dar asta o dobândești de-a lungul anilor, clar. Dorința de a fi cineva, nu pentru restul oamenilor, cât pentru tine însuți. Mândria aceea pe care fiecare om o simte în momentul în care reușește să facă ceva sau să-și îndeplinească un obiectiv. Bine, cumva stâlpul meu de susținere și de aplomb și de orice aspect pozitiv din viața mea, care a fost și care este datorită mamei și nu știu cum să zic, am avut și noi momente mai puțin bune, mai grele, în care nu ne-am înțeles sau, dar tot timpul îmi spunea că ok, ți-e greu acum, dar gândește-te că peste ceva ani o să fii atât de mândră de tine și o să fii cineva și o să poți să faci ce vrei tu la orice oră din zi și din noapte și o să ai o altă viață și nu o să trebuiască să stai cu stresul de mâine, că nu o să te descurci. Și atunci, venind de la cel mai drag om din viața mea și singur om care cumva îți oferă o iubire necondiționată, îți spune toate lucrurile astea, nu poți să treci peste cu vederea, pentru că oricum mama știa cum să le pun în problemă cuvintele și atunci avea stilul ei anume. Și cred că asta m-a ajutat pe mine foarte mult. E inspirațională povestea voastră. N-am auzit prima dată despre ea, relația ta cu mama în toate formele posibile și mă bucur din suflet că povestești în continuare cu atâta iubire despre ea și că în continuare e cu tine și te inspiră și te duce acolo unde e bine pentru tine. Într-adevăr, relația cu mama e una puternică și cred că fiecare dintre noi, indiferent că e mama, tata sau o altă persoană din jurul nostru, are pe cineva care îi dă suficientă iubire și direcție, astfel încât să și energie ca să poată să meargă mai departe. Foarte fain. Da. Apropo de toți anii și toată cariera pe care ai avut-o până acum, dacă este uiți să te uiți așa în spate, care crezi că a fost, nu știu, poate cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o și care a fost lecția din greșeala respectivă? De-a lungul anilor, cea mai mare greșeală pe care am tot repetat-o a fost să epuizez fiecare soluție sau fiecare, nu știu, să mă epuizez pe mine până la limita durerii, pentru că nu este ceva de ascuns, cu toții știm că am avut foarte multe accidentări. Asta din cauza faptului că nu spuneam din prima că mă doare și toate aceste ambiții ale mele cu mine și cu durerea pe care o aveam, pentru că practic era o luptă acolo și durerea mă durea, adică înțepa acolo în locul respectiv și cumva striga du-te și mergi și tratează și spune. Și eu în capul meu nu spun pentru că eu vreau să fac, o să trebuiască să iau pauză dacă mă află toată lumea că mă doare sau chis de genul acesta pentru că trebuia să fac tratament. Și categoric în gimnastică, în momentul în care ai o afecțiune, trebuie să faci puțină pauză ca să vezi despre ce este vorba și să tratezi. Fiind un copil căruia gimnastica era viață și suflu proaspăt de fiecare dată când intram în sala de antrenament, eram
fascinată. Nu conta că aveam ani în spate deja, în care intram zilnic, dar nu puteam să suport ideea de a sta pe margine și de a nu mă da peste cap, pentru că până la urma urmelor mie asta mi-a plăcut tot timpul să fac. Dar cred că asta a fost o greșeală pe care am repetat-o de-a lungul anilor și în ultimul an, sau înainte să mă retrag din gimnastică, am învățat că nu este doar despre ambiția aceea să-mi arăt eu mie că pot de fiecare dată, ci este vorba de a mă înțelege, e vorba de a avea grijă de mine și e vorba de a renunța, poate chiar dacă pardon, poate chiar dacă doare foarte tare, pentru că nu este chiar foarte simplu să renunți într-un moment foarte important al carierei tale și poate chiar înainte să câștigi o medalie sau să se pună o medalie de gât, să știi că meriți asta pentru că ai muncit foarte mult și totuși tu să zici, ok, de data asta, gata. A legat ceva. Da. Dar acum am învățat foarte multe despre chestia asta. Sunt foarte protectivă cu mine. Știu că trebuie să eu trăiesc în corpul meu, eu trebuie să am grijă de mine și de el. Și fără dar și poate asta o să fac de acum încolo, pentru că sănătatea este foarte importantă și asta a fost o lecție, una dintre lecții și de la mamă. Chiar înainte să se ducă și am învățat și sper din suflet să nu uit acest lucru și să nu se reîntoarcă la risa aceea super ambițioasă, ambițioasă, dar într-un alt mod, într-un mod pozitiv, pentru că asta nu a adus la nimic pozitivitate, pentru că poate am pierdut concursuri importante din cariera mea și totuși puteam să le onorez așa cum ar fi trebuit, dar asta a fost să fie. Extreme. Atât de mult mă bucur că ai împărtășit fix acest aspect, pentru că mă regăsesc și eu. Am momente de epuizare și momente în care mi-e greu să mă las să mă odihnesc, în care nu sunt prea blândă cu mine, în care trebuie să fac diverse lucruri. Da. Și o mulțime de oameni din comunitatea noastră sunt antreprenori, manageri și nu numai, sunt în ipostaza asta de nenumărate ori, dar văd atât de mulți antreprenori într-o zonă de asta de burnout și de epuizare totală, în care nu își dau voie să se odihnească, să oprească măcar din când în când. Și eu cred că e foarte important, dacă vrem performanță și rezultate, să facem și asta, că pur și simplu natura ne spune că n-avem cum să ducem la infinit, știi? Dar exact. Da, nu e ușor. Și apropo de ce ai împărtășit, te apreciez și te admir foarte mult. Mulțumesc. Pentru curajul pe care ai avut când ai luat decizia. Mi se pare că îți trebuie multă înțelepciune și mult curaj să alegi pentru sufletul tău atunci când nu doar o țară, o lume întreagă e cu ochii pe tine, când presiunea vine din atât de multe colțuri, când oamenii proiectează asupra ta de cum ar trebui să-ți fie viața și cum ar trebui să faci alegeri pentru ei, nu pentru tine. Și mi se pare că îți trebuie din nou mult curaj și zici, hei, eu azi aleg pentru mine. Așa că sunt foarte curioasă, odată, care a fost motivul care te-a ajutat cel mai mult să te îndrepți spre decizie și ce te-a ajutat cel mai mult să ajungi în punctul în care să zici, fac schimbarea? Mi se face pielea de găină, doar gândindu-mă la moment. M-a ajutat, așa cum am zis, lecția pe care mama mi-a dat-o, pentru că și mama în momentul în care am aflat că este bolnavă, pardon, a spus prea târziu, am ajuns într-o fază destul de gravă și tot timpul mi-a spus, păi ea o durea foarte tare că nu mai putea să fie un exemplu pentru noi. Ea tot timpul a fost un exemplu pentru noi de tărie, de caracter, de înțelepciune, de putere, de absolut orice calitate există în lumea asta. Și în momentul în care
boala a atacat-o, fiind o boală destul de grea, nu putea să ne dea nou un exemplu de putere, asta credea ea. Însă, cu toate astea, ea, prin simplu fapt că rezista atât de mult și a rezistat atât de mult, ne-a arătat cât de puternică poate să fie. Și tot timpul îmi repeta să nu faci niciodată cum am făcut eu, să nu te epuizezi exact cum am făcut eu, să nu te supui la niște lucruri pe care nu ți le dorești și totuși să le faci. Pentru că inima ta e bună sau sufletul tău sau mentalitatea ta te duce într-o altă direcție față de cum merg alții. Îmi spunea, nu te mai supune la lucruri care nu sunt necesare, pentru că ai muncit atât de mulți ani încât tu trebuie să fii fericită. Și în momentul în care am făcut schimbarea și am hotărât să fac schimbarea, am zis că nu este fair să... Am fost sfătuită să mă prezint și să pun mâna pe bârnă și să plec, doar pentru a avea un loc 8 olimpic. Însă, de-a lungul anilor, în sportul de performanță, înveți cum să fii fair play, înveți ce înseamnă demnitate și înveți cu adevărat ce înseamnă să fii un bun mentor pentru tine. Și care sunt valorile sportului, cât și ale tale ca și sportiv. Iar în momentul în care, gândindu-mă la toate soluțiile, ce fac, cum fac, pot să fac, nu pot să fac, trebuie să fac asta pentru că mi s-a spus asta, trebuie să fac aia altă pentru că am fost sfătuită în modul ăsta. Am zis, ok, hai să-mi pun filmele toate cap la cap și să văd care este cel mai bun pentru mine, nu pentru restul. Pentru că, până la urma urmelor, eu am intrat în sală zilnic. Eu am muncit pentru asta, eu am vrut să fac asta, eu era să-mi pierd un rinichi pentru acest bilet către Tokyo, nimeni altcineva. Și atunci am zis ok, dacă pur și simplu îmi folosesc această ocazie de a fructifica finala într-un mod și totuși nu ofer un loc altei gimnaste care și-a făcut același lucru ca mine, și totuși, eu folosesc doar ca să pun mâna pe bârnă sau să urc pe bârnă și să nu pot să fac. Ok, pun stop. Mai era o altă variantă în care puteam să mă urc pe bârnă și la nebunia pe care o am eu în cap ca și sportiv, pentru că este o nebunie anume și o rațiune mai aparte, pot să mă arunc în elemente și să fac elementele încât să simt în timpul elementului ceva și să pot să mă opresc efectiv și să pățesc altceva. În secunda aia m-am văzut în imaginația mea destul de rău și atunci am zis ok, încă un punct în partea aia alaltă. Și în momentul ăla am zis, mi-am adus aminte de cuvintele mamei, tu să nu mai faci, să nu te mai supui la lucruri care nu ți-aduc ție mândrie. Lucrurile acelea nu mi-aduceau mie mândrie, practic, pentru că ori ajungeam într-o situație mult mai gravă al sănătății, ori dezamăgeam toată gimnastica mondială, pentru că nu dădeam dovadă de fair play. Și am zis, ok, trebuie să iau o decizie chiar dacă este dură pentru mine și o să mă doară, pentru că, până la urma urmelor, nu este chiar așa ușor să-ți dai o finală olimpică, mai ales pe care ți-ai dorit-o foarte tare și știind că ești cumva acolo să iei medalie, ești favorită. Și în momentul acela am vorbit cu antrenorii și am zis ok, renunț. Nu am altceva să fac. Și desigur, a renunța nu înseamnă să fii un laș. A renunța este încă o dovadă de a fi curajos. Și cred că curajul ăsta eu nu l-am simțit de foarte multă vreme și nu l-am simțit, cred că, mulți ani. Pentru că niciodată nu mi-am permis să renunț. Și m-am simțit invincibilă în momentul în care am renunțat, pentru că în momentul eu nu puteam să văd finala, adică nu puteam să văd finalele în general, chiar dacă eu știam că pot să fiu acolo și totuși nu eram, nu puteam să stau în tribună să mă uit.
Și am primit o întrebare la un moment dat, cum te-ai simțit să privești finala din tribună? M-am simțit liniștită. M-am simțit... Bine, poate pentru că asta și datorită valului de iubire care a venit din țară și de peste tot. Și oamenii m-au apreciat pentru chestia asta și nu m-au judecat. A venit o mulțumire, clar, și din partea asta, dar totuși mă simțeam liniștită că, vorbind cu familia de acasă, au zis, ai tras prea mult ca să poți să fii dezamăgită în momentul ăsta că ai luat decizia respectivă. Și a zis, nu te interesează, mi-au spus, nu te interesează cine zice ce zice pe tine, te interesează să fii bine, să fii pe picioarele tale, să vii acasă pe picioarele tale. Și cam asta m-a împins pe mine să iau decizia respectivă. Greu, dar am făcut-o. Și nu știu dacă aș mai face la fel, dar cu siguranță aș lua o decizie tot la fel de bună. Pentru sufletul tău. Pentru sufletul meu, da. Până la urmă, doar asta contează. Oh, da. Săptămâna trecută povesteam cu o clientă de-a mea antreprenoare care era la capătul puterilor și zicea că nu poate să schimbă o decizie pe care a luat-o pentru că vrea să aibă coloană vertebrală, că ea și-a promis că face nenumărate lucruri. Era terminată și am întâlnit situația asta de foarte multe ori și atât de mult mă bucur că ai împărtășit asta pentru că îmi doresc din suflet să fie inspirație pentru mulți oameni, să conștientizeze că în momente de genul cum ai fost tu, măi, e mult curaj, e foarte mult curaj și e multă iubire de sine să poți să alegi pentru tine și cred că după ani de zile în care, uite, și tu ai tras atât de mult să faci o grămadă de lucruri și să faci cum e bine sau cum ai crezut tu că e bine, dar poate nu în totalitate să fii blândă cu tine, să ai grijă de tine, ci mai mult cu focus pe rezultat, să ne mai și oprim din când în când și să zicem, hei, azi aleg pentru sufletul meu și dacă pentru sufletul meu și pentru mine înseamnă altceva, sunt bine și sunt împlinit. Și oricum când ești Exact. Aliniat cu asta, se aliniază și lucrurile din jurul tău și se așează exact așa cum ai nevoie. Dar ne trebuie curaj. Asta ne avem nevoie. Da, ne trebuie curaj și voiam să mai zic ceva, că mi-a venit acum în cap. Vorbeam cu un prieten, o cunoștință și vorbeam despre faptul că nu știm să spunem nu. Nu știm să spunem nu persoanelor dragi nouă. Unii dintre noi nu știm. Și nici eu nu știu să Sau fac. nu suficient de des. Da. Dar în momentul în care vorbeam, ne-am dat seama că noi spunem nu, de fapt. Pentru că acceptând să faci niște lucruri care poate ție nu-ți plac sau nu ți-e ok ție, îți pui nu ție. Corect. Și acela este un nu, cel mai mare nu pe care poți să-l ai în vocabularul tău. Și nu este fair. Nu este fair. Corect, așa e. Da, așa e. Foarte faină perspectiva asta, că de fapt zicem nu, dar ne zicem nouă înșine. Ai lucrat? Știu că ai lucrat, dar te Da. întreb să... Sunt curioasă care au fost metodele, care au fost, nu știu, poate mai aproape de sufletul tău și care te-au ajutat cel mai mult pe partea asta emoțională. Te-a ajutat în performanță să lucrezi pe partea emoțională, pe partea de psihic și sau cât de mult a contat și nu știu, care au fost metodele care te-au ajutat cel mai mult să te centrezi și să faci alegerile înțelepte pentru tine? În performanță, doar în ultimul an în care am performat, am lucrat cu cineva din punct de vedere al mentalității, terapie, am făcut terapie și fac în continuare terapie și e ceva genial, se vede, adică simt evoluția de la lună la lună, se schimbă lucrurile de la lună la lună, dar apoi de la an la an. Mentalitatea mea și toate aspectele care se întâmplau înăuntru meu, în sufletul meu, s-au schimbat foarte, foarte mult, perspectiva de asemenea. Dar în timpul performanței, tind să cred că am avut ceva al meu,
ceva al meu spunând nu al meu, al meu, ci o binecuvântare cumva. Mă simt binecuvântată, indiferent prin ce greu am trecut și indiferent cât de multe lucruri am dus până la vârsta aceasta, nu sunt eu foarte bătrână, dar am trăit destul de multișoare. Ești un suflet bătrân în corp tânăr, cred că. Da. Am avut eu o direcție anume în care să fiu eu cu mine răbdătoare, chiar dacă câteodată credeam că nu sunt, să îmi văd de treaba mea, să... Cred că și de-a lungul anilor mentorii pe care i-am întâlnit m-au învățat și am avut norocul că am sustras lucrurile pozitive și lucrurile care m-au ajutat pe mine foarte mult. Și tot timpul am considerat că o critică sau o vorbă mai puțin plăcută pe care nu mulți o acceptă și nu mulți putem să o acceptăm, te poate ajuta mult mai mult decât un compliment. Și chestia asta e chiar foarte adevărat, pentru că nu toți oamenii, acum se pune accent că nu toți oamenii sunt la fel ca tine sau nu toți oamenii sunt buni sau fiecare este pentru el și este normal să fie fiecare pentru el, cred. Pentru că fiecare dintre noi, dacă suntem pentru noi și ne facem pătrățica noastră de lucru cum trebuie, cu siguranță lucrurile o să înceapă să meargă din ce în ce mai bine. E dificil, pentru că sunt foarte multe mentalități, sunt foarte multe perspective, sunt foarte, foarte multe gânduri amestecate pe care le avem în cap. Dar cu siguranță dacă o găsim pe aceea care ne poate îndruma pe noi cum trebuie și cum ne place nouă, mie îmi place să fiu corect, îmi place să... Cred că corectitudinea m-a îndrumat pe mine să fiu așa și să gândesc așa. La un moment dat am primit întrebarea dacă îmi este greu să fiu atât de corectă. Și am stat, adică nu am stat, chiar sunt un om foarte sincer și foarte corect, nu-mi place să o dau din stânga în dreapta sau să mă duc după colț. Pentru că nu mi se pare fair și nu mi se pare că pierd vremea. Și de ce să pierd vremea dacă pot să fructific și să fac lucruri faine în viața mea? Și am răspuns că asta mă face pe mine mândră de mine, să fiu corectă. Când pun seara capul pe pernă și nu am niciun gând de reproș la adresa mea, că am zis sau puteam să zic așa sau puteam să fac altfel, este tot ce contează, pentru că a doua zi ai o altă energie, ești mult mai doritor să faci lucruri. Iar dacă nu ești chiar atât de drept și atât de corect cu tine, în primul rând, și cu ceilalți din jur, cu siguranță îți faci griji și devii un om frustrat, devii un om care nu-și mai vede drumul lui atât de limpe cât îl vedea înainte și își pune piedici singur, pentru că până la urma urmelor noi atragem lucrurile astea. Așa. Iar pe mine terapia m-a făcut să înțeleg și să aibă logică totul în capul meu. Iar Bogdan Gribincea, cu cel cu care lucrez, este un om genial. Este un terapeut care lucrează cu foarte mulți sportivi și, bine, am început super random să lucrez cu el și eram ok, merg și eu la asta să văd ce poate. Tipica la început. Și de 2 ani nu ne mai dezlipim, pentru că e genial ce se întâmplă acolo, cât de multe lucruri pot să învăț și cum mă înțelege el, e diferit. Mi-a dezvoltat foarte multe calități și calități moștenite pe care le aveam. Și pe mine mă ajută foarte mult în ziua de astăzi și sunt recunoscătoare că l-am întâlnit, sunt recunoscătoare că am mentalitatea pe care o am datorită tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit în viața mea. Și da, indiferent că trec prin momente dificile, mă simt binecuvântată, pentru că așa mă simt. Și cred că fiecare dintre noi trebuie să găsim acest sertăraș de apreciere, de bunătate, de sinceritate, pentru că eu gândesc că noi suntem ca un dulap și în fiecare sertar al nostru avem câte ceva, pentru că suntem croiți din toate sentimentele
din lumea asta, doar că trebuie să avem grijă ce sertar deschidem și cât îl deschidem. Doza. Și, da, exact. Și cred că trebuie să fim atenți la binele nostru. Atât. Și dacă ne vedem de treaba noastră, cu siguranță nu deranjăm pe absolut nimeni. Pentru că eu asta fac și nu... Bine, se întâmplă să deranjez oameni cu lucruri care se mai speculează despre mine, dar în momentul în care oamenii iau legătura cu mine și vorbesc cu mine, cu siguranță totul se clarifică. Da. Da, așa e. Povesteam săptămâna trecută cu un prieten, citisem într-o carte, apropo de ce ziceai tu, de sertărașe și de cât, pe care le deschizi și cât, că aspectele pe care noi le catalogăm negative uneori sunt și ele pozitive, dar depinde de doza pe care o folosești și de momentul în care îți folosești, de abilitățile pe care le ai și Exact. puterile pe care le ai. Orice în extremă poate să fie cu o etichetă negativă și deja nu mai poate să fie sănătos pentru tine. Foarte fain. Cum e cu cele mici pe care le antrenezi acum? Sunt foarte curioasă. Cum e pentru tine? Este foarte fain. Pe lângă faptul că este o responsabilitate foarte mare, pentru că trebuie să ai grijă și să le dai indicațiile corecte de fiecare dată, este un challenge pentru mine, pentru că și eu am de învățat foarte mult de la ele, plus că pe zi ce trece mă redescoper pe mine, pentru că îmi expun trăirile în cuvinte. Și înainte nu o făceam, pentru că mi se părea o pierdere de vreme și eram... De ce trebuie să explic eu toate lucrurile astea? Pentru că eu le simt și trebuie doar eu să le simt. Și să le gestionez. Da, și să le gestionez, exact. Nu știe nimeni altcineva cum să o facă, deci doar eu pot să fac asta. Dar acum este diferit. E un sentiment de grijă foarte fain pe care l-am față de ele. E mulțumire sufletească până la urma urmelor în antrenamentele pozitive, și chiar și cele mai puțin pozitive sunt productive, pentru că mentorul din mine iese și mă face pe mine să înțeleg că pot mai mult decât cred. Și e fain, mai ales când merg la concursuri și sunt fericite și câștigă. Adică munca ta e acolo și cred că asta e important. Cred că e important și în gimnastică am trăit sentimentele astea, am parcurs sentimentele astea, că nu e important să câștigi atât de mult, pe cât este foarte important să te simți mulțumit și împlinit. Și asta simt în antrenora, pentru că practic eu nu urc pe podium să iau medalia, și urcă copilul pe care îl antrenez, și atunci mă face zâmbetul acela de copil fericit, pentru că eu tot timpul le spun să se distreze. Consider că un copil trebuie să se distreze indiferent că face performanță. Trebuie să știe și să învețe cum să se distreze. Oh, da. Și distracția aceea, dacă o cizelezi și o formezi exact cum trebuie, deja ai un punct în plus și poți să avansezi ceva mai repede. Și asta le spun tot timpul fetelor, chiar la un moment dat plecau la concurs și eu n-am plecat, pentru că trebuia să rămân cu cele de acasă, care rămâneau. Și mi-au spus părinții, m-au întrebat dacă merg și eu la concurs și am zis că nu am cum, pentru că trebuie să rămân cu cele de acasă. Și ulterior au spus că o să le fie foarte greu fetelor fără mine, pentru că au nevoie de mine. Și le-am zis, ok, transmiteți-le să se distreze. Le spuneți, Larisa a spus să vă distrați. Și s-au uitat, părinții au rămas blocați și a spus, cum să se distreze? Că sunt la concurs. Adică, cred că în capul lor era ceva de genul, tu ești nebună? Cum să se distreze? Cum? Sunt la concurs, trebuie să facă, să muncească. Și le-am spus așa, transmiteți-le că Larisa le-a spus să se distreze. Și atunci ele știu ce înseamnă cuvintele respective. Bine, dacă tu zici, ok. Și când s-au dus, chiar le-au spus fetelor, și când au venit acasă, am povestit cu ele și
Unele dintre ele au spus, da, m-am distrat, a fost foarte fain, am știut cum să iau fiecare situație în parte. Fiind și foarte micuțe, sunt și foarte dezinvolte, vorbesc foarte mult și atunci mie îmi place foarte, foarte tare. Plus că mie îmi plac copii și mi se pare genial, mi se pare... Și din câte am înțeles, mă și pricep. Și Se mi se vede pare că te tare. Inspiră și că te bucură. Da. Da, sunt fain, dar cu siguranță avem și momente mai puțin plăcute când ne enervăm unii pe alții, dar trecem ușor peste. Ce fain mi se pare conceptul ăsta, chiar vreau să te întreb și o să te mai întreb când mi-ai dat o parte din răspuns, dar sunt curioasă. Vreau să te întreb din rolul de mentor și de lider, ce te ajută cel mai mult să dai, adică care sunt principiile pe care le dai mai departe și acele te ajută să, acelea te ajută să ajungi la performanță și mi-ai zis că unul dintre ele este partea asta cu să ne și bucurăm și să ne distrăm în proces. Da. Mi se pare că așa de puțin știm să facem asta și așa de mult Da. fugim după rezultate continuu. Și eu le zic asta clienților mei, dragilor, hai să celebrăm, hai să ne și bucurăm de proces. Diana, cu procesul tău, cu tot, că eu trebuie să ajung la rezultat, că eu trebuie să bifez treaba asta, eu nu am timp de stat, de bucurat și de nu știu ce. Păi da, dar îți trece viața pe lângă și la final Exact. Uiți și o să zici ce am făcut. Exact. Exact. Eu asta am făcut de-a lungul carierei mele și cred că asta m-a ajutat foarte tare să ajung la, indiferent prin câte am trecut, m-a ajutat foarte tare să câștig atât de multe medalii și să fiu la, să ajung în ziua de astăzi omul care sunt, pentru că m-am bucurat. Mama mea știa cum să pună problema de fiecare dată, așa cum am zis, și de fiecare dată când veneam acasă sau când aveam vizită cu părinții sau nu știu, ne petreceam timpul la mall sau putea să vină o oră la mine, încerca să-mi ofere ora aia să fie de calitate pentru mine, să-mi ofere, dacă nu putea să-mi ofere lucruri materiale pe care ni le doream noi copiii, încerca să-mi ofere timpul ei. Iar timpul ei era cel mai Prețios. mișto lucru sau cel mai mișto moment pe care puteam să-l primesc și mă învăța să mă bucur. Îmi spunea tot timpul, ok, ai avut o zi grea, dar acum suntem noi două, suntem aici. Povesteam despre orice lucru, râdeam, se punea la mintea mea, era genială. Și îmi zicea, ok, dar ca să simți lucrurile astea bune, trebuie să transform bucuria asta în ceea ce faci tu. Adu-ți aminte de lucrurile astea în momentul în care ți-e greu. Că nu tot timpul o să-ți fie greu. Și, desigur, tu faci. Toată viața ta tu o să-ți o faci. Tu cu mâna ta. Și atunci, ușor, ușor, transformând asta într-un antrenament, pentru că în orice îți trebuie un antrenament, indiferent că este vorba de psihic, de suflet, de sentimente, de lucru fizic, îți trebuie antrenament în absolut orice. Pentru că nu ai cum să-ți formezi o gândire sănătoasă dacă nu îți oferi lucruri și gânduri sănătoase în fiecare zi sau poate nu în fiecare zi, poate o dată de două, trei ori pe săptămână, să ai puțin timp, 10 minute, 5 minute, nu-ți trebuie mai mult, cu tine însuți și să zici, ok, ce am reușit? A fost o zi catastrofă, dar totuși am făcut lucrul ăsta. Puteam să fac mai bine? Nu puteam să fac mai bine, deci am făcut cel mai bine posibil din ziua asta. Și tu trebuie să realizezi toate lucrurile astea, pentru că dacă noi nu le realizăm, noi le așteptăm de la ceilalți din jurul nostru, ceea ce este total greșit. Și mulțumirea, cum spun toți, da, e o fabulă, bucuria, fericirea o găsești în tine, nu e o fabulă, așa este. Pentru că starea de spirit tu poți să-ți oferi, tu poți să-ți o formezi, tu poți să-ți o faci bună. Restul din jurul tău pot fi supărați, pot fi dezamăgiți, dar dacă tu ai o stare bună și tu poți influența, da, atunci tu ești binele din problemă și cred că asta trebuie să descoperim la noi. Dar nu trebuie să ne mai focusăm pe problemuța aia pe care o facem mare. Elefant. Exact. Și e doar elefantul din ochii noștri, pentru că până la urma urmelor, dacă vorbești cu cineva despre problema ta, îți spune, dar ce fel de problemă e asta, că poți să o rezolvi imediat, mai e și indignat că omul îți spune chestia asta. Dar cumva așa funcționează mentalitatea care nu...
cred că mai mult lamentarea ne duce la asta. Și atunci cred că trebuie să lăsăm un pic lamentarea deoparte și să spunem ok, trec prin asta, hai să vedem care este posibilitatea. Nu știu, sunt blank, nu găsesc nicio soluție, dar hai să las un pic lucrurile să curgă. Pentru că cu siguranță problema respectivă se întâmplă cu motiv. Se întâmplă pentru a primi o lecție, ori se întâmplă pentru a învăța un lucru bun pentru a te ajuta mai mult E pe tot pentru viitor. noi. E tot Da? pentru noi. Exact. Orice se primește în Exact. viața asta e tot pentru noi. Doar trebuie să vedem ce e pentru noi acolo și cum putem să folosim. Exact, să sustragem lucrurile pozitive. Ce frumos ai povestit de mama ta. Pare că a fost probabil cel mai bun terapeut pentru tine mulți ani de zile. Da, mi-a fost mamă, prietenă, mentor, de toate. De toate, da, da. Cu toții spunem că mamele noastre sunt perfecte, dar a mea a fost nu perfect, este prea puțin spus, pentru că mi-a fost și critic, mi-a fost și absolut orice. Și modul prin care ea o spunea și gândindu-mă că a trăit vremurile pe care le-a trăit și nu a avut parte de terapie sau de alte lucruri și totuși a găsit chestia asta în ea. Adică e pentru mine, nu știu, acum gândindu-mă la toate lucrurile astea, înainte mă sunea de 15 ori pe zi și nu îi răspundeam sau îi răspundeam o dată de două ori și spunea mama, am treabă. Și spunea, lasă că o să-ți fie ție dor să te zăpăcească cineva. Și într-adevăr, da, mi-e dor. Dar mă gândesc cu bucurie, pentru că avea un mod de a o spune încât n-o să-l uit niciodată. Și era fain. E cu tine și construiți împreună. Da. Așa că e foarte frumos că duci asta mai departe și că îi duci moștenirea și în viața altor oameni. Să aibă și ceilalți parte de ce ai primit și tu. Și asta e splendid. Mulțumesc. Ai mei antreprenori și manageri din comunitate, o parte din ei fug puțin de performanță, pentru că noi oamenii avem senzația că performanța înseamnă muncă, durere, epuizare, Da. și nu e rezultatul. Și ar prefera să nu meargă la antrenamente și să meargă doar să-și ia medalia, dacă se poate, în fiecare zi. Să-și bifeze rezultatul în fiecare zi. Și sunt mai puțin dispuși o parte din ei să rămână în muncă. Așa că te întreb pe tine, care ai trăit prin antrenamente și ai văzut valoarea lor și efectul lor, și mă bucur că ai și menționat înainte de asta, dacă ar fi să-i dai un sfat unui antreprenor de cum ar putea să ducă performanța în viața lui, dar să fie și fun, așa cum ai zis tu, să te și distrezi și să-l ajute să-și materializeze viziunea, să nu mai stea doar în dorința aia de a vrea Da. să se întâmple ceva, ce ai recomanda? Ce ai sugera? Cred că, în primul rând, să înțeleagă de ce succesul ar fi un lucru negativ în viața lui. Ce se întâmplă dacă ai succes? Cum identifici succesul? Că pentru că, până la urma urmelor, succesul meu nu se pupă cu succesul tău sau cu succesul altora. Trebuie să fim foarte atenți la asta. Trebuie să fii atent la ceea ce își dorește cu adevărat. Unde vrea să ajungă, de ce vrea să ajungă, pentru ce vrea să ajungă. Și să-și canalizeze cumva energia pe moment, pe prezent. Și să înțeleagă că fără muncă zilnică și să depună efort, pentru că trebuie să depunem efort, nu avem disciplina. ce să facem. Exact, disciplină. Indiferent că avem chef, indiferent că nu, indiferent că ne doare ceva sau că nu, este vorba despre cum ne facem noi munca mai ușoară. Pentru că dacă astăzi nu am chef și totuși nu fac nimic, dar las pe mâine tot ce ar trebui să fac astăzi, mâine o să devin epuizat, seara probabil o să fiu frustrat pentru că am muncit foarte mult și totuși nu am niciun rezultat pentru că nu mă mai gândesc la succesul pe care eu pot să-l am, pentru că mă obosesc prea tare. Și te pierzi. Exact, te pierzi. Chiar dacă nu te simți bine, fă măcar
o părticică din ce ar trebui să faci. Desigur, lași pe a doua zi dacă chiar nu poți să faci și nu merge și nu merge. Și în momentul în care, nu știu, nu merge nimic, pentru că sunt zile în care nu se merge nimic, nu se pupă nimic cu nimic, poate pleci dimineața din casă îmbrăcat în alb și totuși îți iei o cafea la tine și o vezi pe toată pe tine și nu te întorci din drum pentru că zici și mă întorc din drum și că nu știu ce. Sunt lucruri care cu psihicul poți să le schimbi. Poți să spui că pata aia de cafea de pe tine e perfectă și că, uite, poate să mă întrebe cineva de ce ai venit murdar la muncă sau păi uite ce s-a întâmplat, uite cât de fani a fost, fix astăzi m-am hotărât să plec din casă alb și îmbrăcat în alb și uite cum s-a întâmplat să vărs cafeaua pe mine sau să te amuze lucrurile astea. Nu știu, sunt niște exemple banale, dar eu râd tot timpul de mine că îmi fac îmbrăcăminte. Eu sunt foarte atentă cum mă îmbrac, cum tot felul de chestii, cum sunt în fiecare zi. Și de obicei când hotărăsc să mă îmbrac în alb a doua zi, plouă afară. Se întâmplă să plouă. Și la un moment dat am schimbat. După aia am schimbat iar și a treia oară sau a patra oară ceva de genul, am zis, bă, eu nu mai mă schimb. Așa am hotărât, așa mă duc. Nu contează, ajung din cap până în picioare murdară și nu știu, nu mă mai interesează. Și am plecat în ziua respectivă îmbrăcată în alb și totuși, pornind de la ideea de nu mă interesează, pentru că o să știu să gestionez situația, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și am venit acasă impecabilă și eram, uite, vezi că se poate. Și totuși, lucrurile astea le descoperi la tine ușor, ușor și stimulezi, înveți cum să stimulezi tu psihicul și sentimentele. Eu cred foarte tare în legea atracției. Cred foarte, foarte mult. Și cred că și asta mă ajută pe mine și cred că pe mulți dintre noi, dacă, bineînțeles, accesează această chestie, cred că o să-i ajute. Și viziunea, e foarte importantă viziunea. Cum vezi tu lucrurile? Și unde vezi că ajungi? Mi se spunea în gimnastică, îmi spunea fosta noastră asistentă de la LOT, Mihaela Beldie, care e doctor, îmi spunea Larry, vizual, nu contează cum o să fie concursul, câte emoții ai acum sau așa, vizualizează-te doar cum e medalia respectivă, dacă simt-o, simte chestia aia. Și asta o făceam și era foarte tare pentru că se mai duceam din emoțiile acelea negative pe care fiecare dintre noi le avem, pentru că ne punem întrebări stupide câteodată și ne stresăm foarte mult și nu știu, ne impunem niște limite anume pe care nici nu cred că ar trebui să o facem. Dar, na, fiecare dintre noi trebuie să descoperim asta la noi. Pentru că 10 oameni ne pot spune, ești foarte ok, ești super talentat, ești super puternic, muncești foarte mult. Dacă tu nu crezi aici, nu simți tu. Așa e. Deci să avem viziune, să ne fie clar ce înseamnă succesul pentru noi, pentru că pentru fiecare e diferit. Să punem mâna să facem lucruri, că dacă nu facem și doar le amânăm, tot în frustrarea o să fie din ce în ce mai mare. Să fim suficient de blânzi cu noi, dacă chiar avem o zi grea, să o acceptăm și pe asta, că nu-i sfârșitul lumii și e în regulă să mai facem și pauze din când în când. Exact. Și disciplina și focus pe ce e important pentru noi. Sper că am scos esențialul din ce ne da. Foarte frumos. Îți mulțumesc tare mult pentru timpul. Cel mai mare dat. A fost un interviu de la suflet pentru suflet, cred că. Și o să trag concluzii și pentru oamenii noștri de business. Îmi doresc din suflet să fie și ei mai blânzi cu ei, pentru că suntem prea puțini în zona asta. E foarte multă energie masculină și prea puțină blândețe. Și îmi doresc că să luăm de la povestea pe care ne-ai dăruit-o idei și perspective care să ne ajute să luăm decizii mai înțelepte și mai strategice zi de zi, pentru că au fost foarte multe nuanțe super faine care, și exemple pe care le-ai povestit, cu care ne întâlnim mulți în fiecare zi. Așa că îți mulțumim tare mult pentru deschiderea ta, pentru sinceritate,
pentru prezență, că mi s-a părut că ai fost foarte prezentă și că ai dat din ce știi tu că vrei să dai mai departe acum. Și îți urăm și îți urez multă sănătate, în primul rând, Mulțumesc. inspirație și curaj să duci mai departe tot ce ai de dus, pentru că mi se pare fantastic ce ai de dus. Mulțumesc mult și sper din suflet să fie toată lumea fericită și mulțumită de rezultatele fiecăruia. Nu știu, îmi doresc foarte tare ca oamenii să fie focusați pe ceea ce trebuie să facă și să ajute când au prilejul de a ajuta, să ajute. Așa să fie. Mulțumim tare mult, Larisa. Și eu vă mulțumesc. Dragilor, nu știu cum sunteți voi, dar presupun că suntem în asentiment. Eu mă simt inspirată și recunoscătoare pentru acest interviu. Am luat o grămadă de informații utile, o grămadă de tips and tricks-uri pentru performanță, dar cel mai important, cred că am luat energia și inspirația din povestea Larisei și din energia cu care a povestit cu noi, din deschiderea ei. Așa că aș vrea să tragem câteva concluzii pentru noi, cei din business, pentru tine, antreprenorule, pentru tine, managerule, pentru tine, cel care lucrezi într-o echipă și faci lucrurile să se întâmple. Mi-am notat multe. A fost greu să scot un top 3, recunosc, dar am ales până la urmă. Așa că prima lecție cu care rămân și pe care aș vrea să o evidențiem din discuția cu Larisa și să o aducem din sportul de performanță în viața noastră de zi cu zi, este clarificarea rolului în momentul în care trecem de la un nivel la celălalt. Ați văzut că și ea zicea, măi, când am luat o decizie de schimbare și a trecut și ea de la un nivel la celălalt, era ceață. Nu mai știam exact ce mă împlinește, cum mă împlinește, încotro să iau, care e direcția potrivită pentru mine. E la fel pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi, în momentul în care trecem de la un nivel la celălalt, exact cum ziceam și în interviu, se desface puzzle-ul și avem nevoie să clarificăm rolul. Dragă antreprenorule, dragă managerule, în momentul în care vrei să-ți duci business-ul la un alt nivel, vrei să-ți duci echipa la un alt nivel, primul lucru pe care l-ai de făcut este să-ți clarifici tu rolul tău și ce o să faci, ce nu o să faci, ce decizii o să iei, ce nu o să iei, cum o să-ți iei bucuria rezultatului de acolo, ce o să te împlinească acolo, ce e important pentru tine, care sunt limite, absolut orice care te ajută să-ți fie mai clar drumul la următorul nivel. Pentru că altfel, singurul aspect pe care cel mai probabil o să-l facem este să ne ducem înapoi la nivelul vechi, care nu mai rezonăm 100%, pentru că noi vrem să facem un pas și să stăm nici într-o parte, nici în cealaltă, unde e frustrarea mare. De asta ajung foarte mulți clienți la mine și spun, îmi doresc, dar numai nu se întâmplă. Și lucrează la echipă, lucrează la management, la business, la sistem, dar la el nu lucrează. Și atâta timp cât emoțional liderul nu este aliniat și nu știe care e direcția concretă și nu știe unde să se ducă, lucrurile nu se întâmplă. Așa că pune-te jos și clarifică-ți rolul și drumul tău, ce o să faci mai departe. A doua idee care mi se pare foarte în acord cu valorile și cu credințele mele și ale noastre ca și echipă a celor din Wise Leader este să îți clarifici în primul rând succesul, adică să alegi pentru sufletul tău și să zici ce e important cu adevărat pentru tine, nu ce scrie în cărți, nu ce scrie în societate, nu cum ar trebui să fie, ci să-ți clarifici tu cu tine ce înseamnă succes pentru tine și să-ți creezi imperiul tău în lumea ta. Și anume, după ce-ți clarifici succesul, să faci pași, chiar dacă e o zi mai proastă. Și să nu te oprești, pentru că disciplina e cea care e important să fie menținută. Chiar dacă uneori ești la 100%, alteori la 50% și alteori doar la 10%. Important este să menții disciplina. Bineînțeles, excepțiile de rigoare când corpul, mintea, sufletul îți spune să stai jos și să te odihnești, sau să faci o pauză și bine primită. Dar în rest, în viața de zi cu zi, atunci când ai energie, măcar 10%.
cum zicea și ea, poate nu mergeam la antrenament și nu făceam tot și nu făceam la ea nivelul la care puteam să fac în mod normal. Făceam măcar un pic sau fac măcar un pic. Și da, asta este diferența între oamenii care fac lucrurile să se întâmple, un pic azi, un pic mâine, un pic poi mâine, mai mult peste 5 zile și așa mai departe, așa se construiește. Versus renunț. Renunț când e greu, renunț când vine o criză, renunț când am senzația că nu știu soluția, renunț când nu văd rezultatul așa. Așa că keep going, fă câte un pic și menține disciplina. Disciplina este esențială în a face o viziune să se materializeze și să o aduci în realitatea ta, nu doar în visul meu. Și a treia lecție, poate cea mai de suflet dintre toate, este să fii tu mentor pentru tine. Să te gândești care sunt acele aspecte care îți mângâie sufletul, așa cum a zis Larisa, pentru că a zis-o foarte frumos. Să fii mai blând cu tine, să vezi ce te bucură, să vezi cum poți să te bucuri în timp ce se întâmplă lucrurile, să vezi care sunt acele alegeri care sunt cu adevărat pentru sufletul tău și nu pentru mintea ta, nu pentru ceilalți, ci pentru tine. Să știi când să zici nu, să știi când să te oprești, să știi când să zici da. Doar că pentru asta, dragilor, e nevoie să ne oprim, să punem stop pe buton, să zicem stop joc și să ne oferim timp cu noi. An de zile am făcut în mare parte și eu pentru cum e bine, ce zic ceilalți, cum ar vrea ceilalți și așa mai departe, pentru că în acest mod știam că primesc apreciere, validare și iubire. Și mi-au trebuit și mie câteva situații grele și dureroase în viața mea ca să învăț să aleg mai mult pentru mine. Și când zic dureroase, nu dureroase, ci foarte dureroase, că se pare că așa mi-a luat lecția. Și da, am învățat că e nevoie de spațiu și timp pentru mine și cu mine. Și îmi place. Îmi place la nebunie acum să mă întâlnesc eu cu mine. Mă simt bine cu mine. Explorez. Îmi pun întrebări. Îmi dau voie să nu fac lucruri câteodată. Și îmi dau voie să-mi clarific cum arată palatul meu. Cum vreau, la ce vreau să construiesc și care e cel cu adevărat relevant pentru mine. Și când îmi dau spațiul ăsta, de acolo pot să creez cel mai frumos și se leagă lucrurile, parcă pur și simplu se aranjează toate. Așa că, dragilor, să nu uităm că în momentul în care trecem de la un nivel la celălalt, e important să ne clarificăm rolul, că disciplina este poate unul dintre cele mai importante aspecte ale performanței și e aspectul care ne ajută cel mai mult să ajungem la rezultate, chiar dacă nu facem la 100%, merge și un 10%, doar să păstrăm, și că, in the end, la finalul zilei, contează mult ce alegeri facem pentru noi, noi pentru noi și pentru sufletul nostru, așa că fii cel mai bun mentor pentru tine. Îți doresc inspirație după acest interviu și în continuare și înțelepciune să iei deciziile strategice și deciziile potrivite pentru sufletul tău mai departe. Te salut cu drag!